Bun găsit, stimați spectatori, și sperăm ca sărbătorile să vă fie fericite. Iată, am ales astăzi un moment în care suntem alături de domnul Matei Catrinoiu. Dincolo de omul politic, eu vreau să vorbesc cu omul de suflet, Matei Catrinoiu, având în vedere că, iată, e o sărbătoare frumoasă pentru toți românii. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și de telespectatorii noștri și aș vrea să vă întreb ce simțiți acum. E săptămâna patimilor, o săptămână în care toți am încercat să devenim mai buni, mai curați la suflet. Noastră, cum vă simțiți acum în preajma sărbătorilor? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Această mare zi care se apropie cu pași repezi este ziua cea mai importantă din tot ce are creștinismul mai bun în această lume. Nașterea Mântuitorului care s-a jertfit pentru noi, pentru a spăla păcatele noastre și după aceea modul în care el a fost schinguit pe cruce de către oameni, denotă faptul că nimic nu trebuie să ne stea în cale, chiar și sacrificiul suprem pentru cauze drepte și bune. Deci această perioadă de post. Vreau să vă spun că eu unul cel puțin nu numai că țin acest post în vinerea patimilor, țin post negru, trecând peste absolut orice, pentru că vedeți, dacă Mântuitorul, cel care s-a jertfit pentru noi toți, a trecut prin atâtea chinuri, aducându-ne dreptul de a fi mai buni, mai drepți, nu trebuie să ne oprească pe noi de a posti, de a fi mai buni, mai înțelegători, de a fi alături de cei pe care îi iubim și îi prețuim. Se întâmplă lucrul ăsta de când erați dumneavoastră mic, ați văzut în familie, eu cu rușine trebuie să spun că nu reușesc tot timpul să fac acest pas, să țin un post așa cum s-ar cuveni. Noi, mămicile de copii, știți cum, ne mai indulcim cu laptele atunci când îl gustăm și îl pregătim la cei mici. Oamenii bolnavi, de altfel, se spune că e bine să nu țină post pentru că sunt bolnavi și iau tratament și au nevoie de hrană. Aș vrea să vă spun că acest post, nu numai că el este impus de undeva, noi toți trebuie să înțelegem dacă jertfa până la pierderea vieții a fost posibilă, nu e nicio jertfă pentru noi să mâncăm și în același timp să devenim mai sănătoși, pentru că în această perioadă corpul aruncă toate toxinele și evident că putem să avem un organism mai puternic și mai bun să lupte în continuare cu bolile respective. Ori, aș vrea să fiu foarte concret cu dumneavoastră. De când eram de 4-5 anișori și până la această vârstă, nu a existat dată la care eu să nu fiu prezent la denia care se dă în vinerea neagră. Nici nu vă imaginați că niciodată această denie n-a început fără mine, preoții m-au prețuit, la fel cum îi prețuiesc și eu, preoții de la mine din satul Tămășești, sat de care mă leagă atâtea bucurii ale veții și amintiri pe care vreau să vă spun cu foarte mare sinceritate. Nu l-am trădat niciodată, puteam să fiu de foarte mult timp în București, dar am zis nu, pentru că pe mine mă leagă amintirile, pe mine mă leagă prietenii, pe mine mă leagă această glie mai mult decât orice pe lumea asta. Se știe că în Joia Mare se roșesc ouăle. Avem aici unul încondeiat. Nu este specific zonei noastre, Oltenia, dar iată, dacă l-am
avut aici, țin să vorbesc și despre acest lucru. În Joia Mare, foarte multe doamne, domnișoare, mamaiele de la țară roșesc ouăle. La țară este mirific, în primul rând, pentru că le folosesc așa cu mici modele, să spun, naturale, cu iarbă, cu leuștean, da. Și fac tot felul de desene naturale. Simbolul roșului este sângele vărsat de Mântuitor. Se spune că undeva acolo, când el era răstignit pe cruce, a căzut sânge pe anumite ouă și ele s-au înroșit. Acest lucru, vreau să vă mai spun că în Joia Mare, când se roșesc ouăle și astea, mai e ceva interesant, cel puțin în zona noastră, nu știu, în celelalte zone, se numesc și joimărele sau Joia Mare, când se dau de pomană cănuțe de lut cu vin, cu un colac pentru sufletele morților și, evident, și pentru cei vii, pentru că se mai spune așa printre oamenii în vârstă, dom'le, dacă nu-mi dau eu, poate ai mei ori uita să-mi dea vreodată, și evident că omul se mai gândește și la sufletul lui. Și poate și fiindcă generația asta de acum este altfel, trăiește altfel, învață altfel, așa că niciodată nu se știe ce te așteaptă mai târziu sau dincolo de ființă. Spuneați de aceste joimărele, că iată aici în zona Olteniei și mai ales în Gorj încă mai au loc. Spuneți-mi dacă se păstrează tradiția cam peste tot și dacă exact de generația asta de care vorbeam eu puțin mai devreme, ei, copii, simt această sărbătoare de Joia Mare. Aș vrea să vă spun că evident că la noi se păstrează cu sfințenie. Satul din care eu fac parte, noi suntem un grup care păstrăm tradiția cu sfințenie, eu și cu vecinii mei. Mai e un lucru, joia să dau aceste cănuțe, iar în ziua de Paște, toți vecinii ne vedem de la unii la alții, dându-se de pomană pentru sufletele morților. Acest lucru nu trebuie să piară, pentru că, vedeți, dacă noi, acești amărâți de români, am rezistat în arcurile carpatice, am rezistat prin tradițiile noastre, prin modul nostru de a fi, un om cât de sărac ar fi în această mare zi, când Mântuitorul este înviat din morți, găsește soluții ca să aibă ce pune pe masă. La unii foarte sărăcăcios, la alții probabil mai bine, dar noi, cei care avem, trebuie să ne gândim și la cei amărâți, pentru că nu poți să mergi, pentru că noi facem o școală pe acest pământ, da? Este o școală ăia 7 ani, cum s-ar spune, pentru că viața de apoi este viața care va oglindi tot ceea ce am făcut noi, bine sau rău, pe acest pământ. Spuneți că mergeți la biserică. Mă gândeam acum dacă sunt mulți sau puțini bărbați care fac acest lucru, pentru că se știe, femeile în general merg la biserică. Iată, dumneavoastră spuneți că sunteți un grup care mereu, an de an, faceți acest lucru. Cum este? Și bărbații au nevoie de acele minute în care să stea de vorbă cu Dumnezeu acolo, în lăcașul sfânt? Vă întreb asta că, na, bărbații zici așa, că sunt mai puternici, că n-au nevoie, că și iată, vine un moment în care simți că trebuie să mergi acolo. Dacă un tânăr, dacă un copil își iubește părinții, își iubește bunicii, acolo îi găsește. Pentru că, vedeți dumneavoastră, eu nu am avut copilărie și poate o spun cu durere în suflet. Mă gândesc la toți copiii
și la toți oamenii, dacă nu vom reuși să întoarcem cu ochii către casa Domnului, pe toți tinerii îi vom pierde. Trebuie făcut de așa manieră încât, așa cum spunea Mântuitorul, lăsați copiii să vină la mine. Acest lucru este datoria noastră a celor în vârstă, să ducem copiii la biserică, pentru că prin aceste tradiții extraordinare ducem mai departe greutățile, ducem mai departe problemele vieții care ne subjugă de pe o zi pe alta. Se știe că se face religie în școli, în clasele 1-4 chiar sunt profesori de religie, sunt preoți care merg și învață elevii ce trebuie să facă într-o biserică. Dar mă gândesc câte mămici, poate seara la culcare, dincolo de a spune povestea copilului de noapte bună, îi mai spune, poate nu Tatăl nostru că e prea greu pentru ei, dar poate un înger, îngerașul meu sau Doamne, Doamne, ceresc Tată. Vreau să vă spun, și eu am un nepoțel la care țin ca la lumina ochilor mei. Și chiar mai mult, pentru că ei sunt cei care vor duce mai departe și tradițiile, și problemele vieții. Dar și eu, familial, până la urmă. Dacă cineva își închipuie că își va putea educa copiii în afara lui Dumnezeu, se înșală. Și am să vă dau un exemplu extraordinar. Eram elev la școala generală Ceauru și nu eram lăsați, eu care eram nelipsit de la strana unde cântam denia, în ziua respectivă au făcut un foc de tabără și vreau să vă spun că un coleg rom, a luat o iconiță și a aruncat-o în foc. O iconiță cu chipul Mântuitorului. Din senin s-a iscat un vânt, alerga focul după noi până în școală. Eu n-am mai intrat în școală, eu am venit acasă și m-am dus la strană și am cântat denia. Acest lucru este un fapt real, întâmplat, colegii mei au fost îngroziți de data respectivă, din chiar senin, să fugă și să alerge focul după copii în toate părțile și astea. Și gestul cum și s-a justificat profesor al băiatului? Sau ce evident, a vrut să fie? Vă dați seama. O joacă sau? A considerat-o o joacă, poate și să le-a, deci poate el a fost îndemnat chiar de forța divină sau de forța deavolească, aruncă o iconiță acolo, să vezi ce se întâmplă. Ei, acest lucru i-a făcut pe profesorii ăia din momentul respectiv, inclusiv dirigintele meu, să nu ne mai țină niciodată. Găseau tot felul de scuze și astea și nu ne mai țineau ca să nu participăm la denie și la asta. Deci, asta este viața. Trebuie să înțelegem. Adică vine prin semne, nu? Sigur că da, forța divină trebuie să fie în noi, în toți. Dacă nu înțelegem că bunul Dumnezeu ne-a lăsat atât de frumoși, pentru că nu există popor mai frumos decât poporul român, indiferent cine vine să mă combată, îi duc destule argumente. Aici vă susțin și eu că așa se zice, că femeile românce sunt cele mai frumoase dintre europence. Gândiți-vă ce spunea Papa Ioan Paul al II-lea, că România este grădina Maicii Domnului. Știa ce spune. Suntem chiar în săptămâna patimilor. Și tocmai de asta vreau să vă spun că trebuie să dea de gândit multora că Dumnezeu, când unii credeau că au toată puterea în mână și astea, ați văzut ce s-a întâmplat și s-a rezolvat totul. Forța divină lasă și poporul român a plătit enorm de mult tribut în toți anii aceștia de când și este pe toate pământ. Domniile, aș spune și eu. Pe toate domniile. Ei, acest lucru Dumnezeu le-a îngăduit
probabil și nu probabil, Paul al II-lea știa ce spune și știa foarte bine, pentru că, vedeți, era unul din oamenii puși de forța divină să coordoneze papalitatea. Da? Papa Ioan Paul al II-lea a fost unul din oameni care după aceea a fost trecut între sfinți și... Și a rămas, cred că cel mai iubit. A rămas un papă foarte iubit. Dintre ei, ei, da. Acest lucru trebuie să ne bucure. Și mai e ceva. Nu voi avea niciodată liniște în sufletul meu până când nu voi ajunge cândva la Ierusalim, chiar în ziua în care preotul primește lumină, în acea lumânare, preotul din Biserica Ortodoxă primește lumină și se demonstrează de zeci de ani, sau poate de sute de ani, că numai acolo Dumnezeu trimite lumina. Așa? Vă duce să ne luați și pe noi să filmăm ca să arătăm stimaților noștri telespectatori. Vorbeam de Săptămâna Patimilor și aș vrea să vă întreb, oare nu multă lume merge acum numai în săptămâna asta pe la biserică să-și spele păcatele? Eu cred într-o compensație, într-o lege a compensației divine, adică cred că nu poți face rău și să ți se aducă un bine, cum de altfel atunci când faci un bine, parcă ești răsplătit de enori. Dar știu și foarte multă lume care zice, am păcate, trebuie să mă duc la biserică, dar de ce tocmai în săptămâna asta? Și în săptămâna asta vezi mai multă lume la biserică decât în celelalte. Se spune că în ziua florilor, da, Mântuitorului i-a fost unse picioarele cu mir din cel mai scump, cu 300 de costa cam 300 de talanți, care era foarte mult, o sumă, o sumă importantă, și i-a fost șterse picioarele cu părul de către oalea sa Domnului. Și atunci au început să critique, dar de ce așa? De ce atât? Pentru că voi n-aveți posibilitatea să vedeți foarte des fața Mântuitorului. Este în fața voastră și asta. Nu trebuie să criticați acest lucru. De aceea, noi trebuie să ne căim pentru tot ceea ce facem. Poate zilnic, nu? Și în fața Domnului, și atunci când greșim, sau mai cu seamă în această săptămână a patimilor, trebuie să ne curățăm de tot ceea ce este rău în noi, să vărsăm câte o lacrimă pentru fiecare lucru pe care l-am considerat că l-am făcut rău, și în felul acesta să ne spălăm o parte din păcatele care fiecare muritor le are. Considerați că mulți români și, hai să zicem, gorjeni și mehedințeni și olteni, pentru că ne vedem peste tot în Oltenia, sunt mulți români care au o cruce în casă, o icoană? Sunt românii oamenii lui Dumnezeu sau numai pe hârtie putem spune acest lucru? Cred că ați intrat în multe case. Vreau să vă spun că nu există casă în această țară care să nu aibă icoana Mântuitorului cu Mântuitorul și Maica cu pruncul. Nu există casă, nu există, și să vă spun de ce, pentru că la noi se știe foarte bine, există o tradiție în care atunci când faci o casă nouă, un apartament nou, orice construcție, în această perioadă se face sfeștania și trebuie să ai neapărat o icoană la tine în casă.
Bineînțeles că lângă ea tot timpul mai găsești un busuioc și, mă rog, și eu zic la fel că românul este credincios atât cât poate și că își educă în spiritul ăsta și copiii. Dacă tot am ajuns la copii, haideți să vorbim și despre ei, pentru că ei așteaptă Paștele poate mai mult decât noi, gândindu-se la cadouri, la hainele cu care se primenesc, ca să folosesc termenul de la țară, pentru că din moș strămoș de Paște se cumpărau hăinuțe noi la copii. Mi-aduc aminte că eram copil. Cea mai mare bucurie a mea era când se apropia Paștele. Măicuța mea, Dumnezeu să o odihnească de fiecare dată, avea grijă din toată sărăcia ei să-mi cumpere costumași, încălțăminte nouă și tot ceea ce trebuie. Era atât de drag să mă poarte și să mă duc cu ea de mânuță să primesc. Ați fost singur la părinți? Așa. Mai aveți frați? Eu nu mai am frați, sunt singur la părinți și astea și rămânând la o vârstă... Păi da, mi-am dat seama din ce spuneați. Vreau să vă spun că era cea mai mare bucurie. Iar dacă la vremea copilăriei mele aveam o teamă de cineva, cea mai mare teamă era că mă vede cel de sus, că mă spune preotul din sat dacă eu am făcut lucruri rele. Dar faptul că eu eram prietenul de fiecare dată al preoților, pentru că zicea Mateiașu trebuie să cânte la strană cu părintele și astea. Noi avem grup de copii care acum abia aștept să mă revăd cu ei vineri, cu care cântăm împreună și înălțăm denia Mântuitorului. Bănuiesc că și dumneavoastră, având nepot, atât cât e el de mic, dar știe că vine iepurașul, ca să vorbim și de Paștele modern, nu? Vine iepurașul cu cadouri. De fiecare dată, moș iepuraș, să zic așa, care e un iepur mai bătrân, și bunica lui, sau bunicii lui, că suntem mai mulți, suntem patru bunici, două bunici și doi bunici, toată familia de iepuri, să zicem așa. Vom avea grijă ca el să aibă tot ce îi trebuie. Vorbiți noastră cu iepurașul, da, sunt convinsă, da. Și sunt convinsă că la voi, dragi copii, la toți va veni iepurașul în ziua de Paște, dar numai dacă ați fost cuminți, dacă nu, cred că vă ocolește, vine la anul. Dar, cum ziceam, sunt sigură că sunteți copii cuminți, veți primi cadouri. Haideți să vorbim puțin despre Paștele acesta modern, Paștele de la oraș. Cum vi se pare dumneavoastră că e față de cel de la țară? Și-a pierdut puțin din farmec, pentru că se știe tradiția acolo, la vatra satului o mai găsești, parcă mai puțin aici. Vreau să vă spun că marea majoritate a celor care locuiesc la bloc își găsesc refugiu la țară. Deci, marea majoritate, o să vedeți orașul aproape pustiu, foarte puțini care sunt mai în vârstă și care au pierdut casele sau astea în decursul timpului sau n-au avut niciodată numai apartament, numai acele persoane. Dar și acele persoane au grijă să aibă ouțele, să aibă mielul, drob, și mai cu seamă cozonac, pentru că el este nelipsit în zilele pascale. Cred că cel mai bun cozonac tot acolo la țară îl găsești, că e dospit așa în, cum se numesc, uite că îmi scapă acum, dar femeile de la țară folosesc aveau niște tăvițe anume în care... Și într-o postăviță de lemn frământau. Într-o postavă de lemn era frământat până când apăreau bășici. Câte două, trei ore băteau la el până când era așa și ieșea extraordinar de bun și de gustos. Ei, mai avem și noi în minte aroma și așa, amintirea cozonacului de la bunica. Eu vă fac o surpriză, stimați telespectatori. Am spus domnului Matei Catrinoiu că vrem
dacă se poate, știind că este un om dedicat folclorului, să ne cânte un pic. Și vă spun să ne cânte un pic pentru că dumnealui în tinerețe a făcut acest lucru, îl face cum nu se poate de bine, pentru că ne-ați mai cântat dumneavoastră o strofă dintr-un cântecel, dintr-o melodie și chiar ne-a plăcut foarte mult, dar mă și gândeam, fiind o televiziune cu preponderență către folclor, nu puteam să încheiem emisiunea și să nu le facem o surpriză și telespectatorilor noștri. Așa că vă provoc, sper să nu vă supărați pe mine, dar n-am putut să mă abțin și vă las să cântați un cântecel, după care ne reîntoarcem și continuăm discuția. Foaie verde de osipică, furnica de furnică, la camare, la trumică, la camare, la trumică, se târăște pe pământ și se ține de cuvânt, și se ține de cuvânt, și se ține de cuvânt, măi. Dar tu, mândron, ai venit, măi, la vorba unde am vorbit, la vorba unde am vorbit. Fii-mi-ar ceasul al furisit, când plecai după iubit, când plecai după iubit. Foarte frumos, aplaud eu așa numele telespectatorilor și pentru că, iată, suntem așa în săptămâna în care vrem să fim mai buni, mai curați, că și în case am făcut curățenie mai abitir decât săptămânile trecute, că devine Paștele, e cu spălat de perdele, de covoare, de geamuri, de toate, că fiecare gospodină acolo acasă a muncit de anădușit. Spuneți-mi cum vor fi sărbătorile vis-a-vis de masa festivă. Vor veni copiii la dumneavoastră, îl petreceți Paștele în familie, cum se împarte între dumneavoastră și Cuscri? Da, aș vrea să vă spun următorul program, să zicem așa. În primul rând, vineri vom fi la Denie, eu și cu soția, după aceea vom merge sâmbătă noaptea spre duminică la Înviere, unde mergem să luăm lumină. Mergem să luăm lumină care trebuie să fie în toată casa și în tot sufletul gorjenilor și a românilor în general. Ne înapoiem, reunim familiile și atunci urmează partea a doua, în care urmează să ne deplasăm din casă în casă, să dăm de pomană morților noștri, pentru că îi considerăm prioritari, iar dacă existăm, existăm datorită lor. Facem acest lucru, iar după ce dăm de pomană și acesta, vom face, să nu zicem petrecerea, să ne bucurăm de învierea Domnului împreună. Copiii, nepotul și toată lumea alături. Bineînțeles că veți ciocni ouăle să vedem cine-i mai puternic. Vreau să vă spun că asta e la noi, cel puțin când mergem din casă în casă, e topenia lumii, e vai de ele săracile că le spargem câte un coș de ouă. E un asta lucru e plăcut, românului, este da. Bucuria cea mai mare. Iar faptul că această zi există în viața gorjenilor este foarte importantă și aceasta denotă că noi, gorjenii și românii, nu ne-am rupt de Mântuitorul nostru care s-a jertfit atât de greu pe crucea pe care a urcat-o pe Golgota. Aș fi vrut să vă întreb cât de importantă este acea lumină, deci lumânarea o aducem, o ținem aprinsă acasă, dar pe urmă ce facem cu ea? Cât de importantă este grijania, pentru că se știe, venim în maramă cu bucățica aceea de pâinică dată da. Cu vin.
Vreau să vă spun că cei care au postit în această perioadă și asta, urmează spovedania și după aceea grijania. Deci nu poate omul să fie grijit dacă nu este spovedit. Omul își mărturisește păcatele. Bineînțeles că ăsta este un obicei foarte important și mai este ceva. În toată această perioadă, că nu poți să te duci să te spovedești dacă ești certat cu vecinul, cu vecina, cu... Păi de ce dacă mărturisești? Chiar dacă mărturisești, înainte de a te duce acolo, încerci să te împaci. Chiar dacă nu vrea persoana respectivă. Dar tu măcar ai încercat, l-ai provocat la o discuție ca să... Să aduci mergi, pe calea cea bună lucrurile. Să mergi cu sufletul curat către... spovedanie și împărtășanie. Vă spovediți așa fără ezitare? Vă întreb asta pentru că e greu totuși, acum nu oricine poate. Acum vreau să vă spun următorul lucru. Nu trebuie în fiecare an, să zicem așa. Ai tineri, poate să o facă până la o anumită vârstă, dar pe măsura trecerii timpului este foarte important ca omul să spovedească, să se împărtășească, pentru că în momentul în care vine momentul ăla ultim, omul să fie pregătit. Da, voiam să vă mai întreb vis-a-vis de copii, de nepoțel, care este percepția lui? Este mic, are câți ani? Are un an și o lună. Un an și o lună. Ce poate simți copilul la această vârstă? Mergeți cu el la preot? Adică o să primească și el grijania? Cu siguranță că acest lucru este necesar. Pentru că ei, chiar dacă sunt mici, ei sunt îngerii Domnului. Până în perioada în care copilul crește și păcatele pot să apară și la ei, da? Nu la copilașii aia mici, la copiii mai mari de 14-15 ani încolo, pe măsura trecerii timpului. Dar este bine ca acești îngeri ai Domnului să fie cât mai aproape de Mântuitor și de Dumnezeire, pentru că altfel, pe măsura trecerii timpului, ne vom întreba de ce oare nu putem, o familie X sau Y nu poate să-și mai țină copilul în mână. Pentru că această modalitate lăsând copilul să greșească în continuare, să intre în cercuri care sunt străine unei educații, evident că va fi greu, va fi rău pentru familia respectivă să poată să-l aducă pe drumul cel bun copilul. Aveți o amintire foarte frumoasă legată de unul din Paștele care, iată, a trecut așa odată cu vremea pe lângă dumneavoastră? Deci vreau să vă spun că fiecare Paște sau fiecare are o caracteristică deosebită. Ce bucurie să am eu mai mare decât acum când îmi văd nepoțelul alergând prin casă. Acest Paște va fi deosebit pentru mine, pentru că acest lăstar, acest îngeraș îmi dă cea mai mare bucurie. Nu poate fi o bucurie mai mare pentru un bunic decât atunci când își vede nepoțelul gângurind și mergând. Asta este un Paște aparte pentru mine. Deci primul și cel mai frumos cu nepoțel. Sigur că da, pentru că el este ca și sufletul meu. Păi așa se zice că bunicii iubesc mai mult decât pe copii și îi răsfață mai mult în același timp. Indiferent de situație. Și vreau să vă spun din propria mea experiență. Mama mea a crescut cei doi fii ai mei. Era fantastică. Puteam să le duc, să fac absolut orice. Mama era mai presus de toate, pentru că ea, săraca, o luau, o înfoiau când erau mai mari.
Și zic, bine mă lăsați-o, că rupeți mâinile lui mami, mama mea. La care ea zice, tu să nu te baci. Păi dacă eu te-aș învârtea așa, ăștia-s copiii mei, tu ești un bătrân, nu da, poți da, să... Da. Deci, vă dați seama, ei aveau putere... Devii mult mai permisiv da, cu nepoții. Erau mai, mult mai puternici decât mine atunci, când făceau lucrurile astea. Dar ea se bucura ca un copil. Ei, același lucru și pentru mine, și pentru noi ceilalți trei bunici, patru bunici, de fapt. Ne vedem în toate casele, să spun eu așa, de la satele din Gorj. Ați fost mult plecat prin județ în perioada asta. Cum arată gospodăriile? Fiecare gospodar, producător agricol a avut grijă să-și înnoiască casa în perioada asta premergătoare Paștelui. A văruit pomul, da, gardul. Este o încântare a ochiului, o încântare totală, pentru că marea majoritate a oamenilor o să-i vedeți cu pomii văruiți, unii în perioadele anterioare, dar și acum în unele zone o să vedeți niște pe marginile șanțului, niște țăruși văruiți sau pietre făcute ronduri și văruite frumos și asta. Este o încântare a ochiului. Este, cum să spun așa, un respect deosebit față de această zi care nu poate fi, este cea mai mare sărbătoare a omenirii, spun eu. Învierea Mântuitorului este ceva de nedescris. Este așa o plăcere să vă ascultăm, că sunteți un om cu experiență vastă de viață și iată, la fiecare sărbătoare am ales să vă chemăm pe dumneavoastră, pentru că mereu cu drag și cu toată disponibilitatea ne vorbiți foarte frumos despre aceste vremuri și despre tradiția lor. Ne mai cântați un cântecel, e provocarea prea mare, pentru că ne e drag să vă ascultăm și cântând. Ai foaie verde mărgărit, mă uitai la răsărit, lino, văzui primăvara vind, frunza în codru înverzind, văzui frunza cât pa raua și lăstarul cât undreaua și-apucai-n deal vâlăceaua. Și-apucai-n deal vâlăceaua unde cântă turtureaua, unde cântă turtureaua, una cântă alta în gână, alta face din codiță ca mândruța din bentițe. Ai și iar verde mărgărit, și iar verde mărgărit, mândroștii ce-am pus de gând, lino, ca să fac cucu cu plug, cucu cântă și eu, mână, cucu cântă și eu, mână. Iată, foarte frumos, și voiam să vă întreb dacă moșteniți pe cineva, că așa se zice, ai veleități dacă vii cu o genă din familie. Am spus-o și o mai repet. Mama mea a fost cea mai mare voce care a existat în România vreodată. Din păcate, datorită unor probleme deosebite ale vieții în decursul timpului, eu nu am mai găsit acele înregistrări fantastice făcute pe discuri de ceară. Nu am mai găsit la Radio România și îmi pare foarte rău de acest lucru. Ioana, deci, Murgu spunea asta. Ioana Murgu se numea mama mea și ea a dat o parte din cântece la foarte multe cântărețe, n-aș vrea să le spun numele acum, de top din acea vreme.
Dar dumneavoastră le cunoașteți versurile? Adică ați încercat să le reproduceți? Sigur că da. Deci era cea mai mare mângâiere a ei și cea mai mare bucurie a ei când vedea că eu cânt și moștenesc vocea. Din păcate, eu am renunțat cândva, am pierdut multe persoane dragi și datorită unor probleme sentimentale la vremea respectivă, când eu eram tânăr, am luat două etape la floare din grădină, am renunțat și nu am mai mers mai departe, spunând că eu învăț carte și nu mă plafonez aici. Da, dar niciodată nu-i prea târziu, așa că regia, ați auzit, da? Avem aici un viitor interpret, pentru că atunci când ai talent, eu zic că vârsta nu există, poți să faci acest lucru până când poți, atâta vreme cât te lasă coarda vocală. Vreau să vă spun că au fost perioade când eu eram și acum. Eu pot să cânt la o sală de 500-600 de persoane fără microfon, pentru că am moștenit puterea vocii și pieptul mă ajută, iar acele noduri pe care le fac eu ca bărbat din gât este foarte greu și pentru femei să le facă, dar pentru bărbați. Ori este ceea ce am moștenit. Este ceva de suflet la care țin foarte mult. Eu mă bucur că v-am dat ocazia, iată, să vă și exprimați și pentru că suntem pe final de emisiune, să vă întreb, dumneavoastră, ce vă doriți de Paște? Vine iepurașul? El așa zice că vine iepurașul, dar eu... Ați fost cu minte? Da, eu cred că nevastă-mea va avea grijă să... Să vorbească cu el. Să vorbească cu el. Cum și ea zice că, bărbate, ai grijă, vorbește cu iepurașul. Deci lucrurile acestea sunt reciproce și avem o familie de oameni care se înțeleg foarte bine și... Da, chiar aveți o familie frumoasă și o căsnicie, iată, longevivă, că în ziua de astăzi e tot mai greu să ții o căsnicie. Nici nu știu exact de ce, dar rata divorțurilor își spune cuvântul și ne arată cum stau lucrurile. Eu sau noi ne înțelegem din priviri. Știm ce avem de făcut, știm fiecare își cunoaște atributul și asta este, nu... facem lucruri de mântuială. Eu vă doresc să aveți un Paște fericit, plin de lumină, de voie bună și sigur va fi, pentru că suntem, iată, pe ultimele minute, aș spune, din această emisiune, ce le doriți dumneavoastră, stimaților noștri telespectatori, care au avut amabilitatea astăzi să ne privească în Vinerea Mare. Eu aș vrea să le spun tuturor gorjenilor ca odată cu lumina care le pătrunde în casă și în suflet, să nu aibă nici o remușcare, să fie bucuroși, să fie încrezători, pentru că bunul Dumnezeu ne-a lăsat aici, în arcul carpatic, să rezistăm tuturor greutăților vieții. Iar cu ocazia sărbătorilor pascale, eu și familia mea transmitem tuturor telespectatorilor dumneavoastră un Paște fericit, multă sănătate, bucurii în suflet și belșug pe masă. Noi vă mulțumim mult că ați fost alături de noi, vă lăsăm să vă duceți la denie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc să aveți cel mai frumos Paște din viața dumneavoastră, să fie sărbătorile să vă fie fericite, pline de lumină și de voie bună. Numai bine! La revedere!